Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Sunt Răzvan Baranga Norocel. Am 37 de ani, sunt din București, sunt bucătar. Să începem să gătim, nu? Pot să zic că am un secret care mă ajută să scap de emoții. Acesta este că cred foarte mult în Dumnezeu. Mi-a schimbat foarte mult viața în ultima perioadă. Urmăresc emisiunea de foarte mult timp și în sezonul 10 trebuie să-l câștig eu. Astăzi voi face un starter din creveți, somon și avocado. La main am un codlețel de miel tras puțin la tigaie cu legume și un sos de sweet chili făcut de mine aici. Iar la desert avem un mix de înghețată cu avocado, prosecco și fistic. Consider că pot să fac cele trei preparate într-o oră, pentru că muncesc într-un loc unde sunt solicitat la maxim, am degetele frecte și așa mai departe. Eliberăm cam 100 de preparate pe oră. În clasa 11 am fost la un bairam cu mai mulți prieteni, unde se aflau mai mulți băieți. Știam că unul din ei are 100 de milioane, în 2002 cu 100 de milioane chiar au foarte mulți bani. Noi am încercat să găsim 100 de milioane, nu am reușit. În fine, ne-am ales dimineața cu un dosar penal. După 2 ani de judecată, instanța a decis să mergem la închisoare toți pentru fapta comisă. Nu s-a comis fapta pentru că 100 de milioane n-a existat niciodată. Aveam 18 ani când am comis fapta. Și la 20 am mers la închisoare. Știam că o să stau acolo 2 ani și că trebuie să-mi găsesc cumva un echilibru și m-am gândit că sunt pe un vapor și am plecat într-o croazieră foarte lungă. Sunt bucătar de 7 luni. Într-una din zile un prieten de-a meu mi-a oferit șansa să muncesc la el în bucătărie ca șef bucătar. Nu aveam niciun fel de experiență, dar știam să gătesc foarte bine. Sau cel puțin așa mă de mult mă aprecia el. Am abordat un mod de viață corect, chiar mă țin de jobul pe care l-am, în afară că îmi place ceea ce fac. Chiar sunt angajatul perfect. Ajung 5 minute mai devreme și plec ultimul. În momentul de față chiar învăț foarte multe lucruri, pentru că nu este de ajuns să fii un bucătar foarte bun. Trebuie să ai și o educație financiară, să știi să administrezi lucrurile. Eu chiar trec pe niște lupte de-astea cu mine singur. Gen, mă gândesc că muncești cam 12-14 ori într-o bucătărie, faci lucruri pe care eu nu le-am făcut până acum un an de zile. Acesta este preparatul meu, sper să le placă șefilor, sper să-mi dea cuțitul de aur. Și ce să zic, sper să am noroc și data asta. Fac pariu pe ce vreți voi că într-una dintre astea două trebuie să fie somon. Într-una dintre astea două avem și o țuică. Hai că măcar două din una dintre ei. Într-una din astea două e ciocolată. Ciocolată. Hai, deci somon, țuică, ciocolată. Oh. Creveți, ai fost pe aproape. Crevete, băi! Ai și somon. Oh. Bă, bă, băi, nu cred. Deci... Niciunul n-a nimerit. Ce e? Bă... Țuica a venit separat. De la pacient. Ah, de da? Ce e asta? Nu știu cum... Miroase a vin sau mi se pare mie? Ce, mă, milkshake? E un zabaion. Îmi pare rău pentru voi, am nimerit somon. Ce-i nimerit, mă? Ia uită-te de desubt. Ce, mă, doar piele, mă? A nimerit-o, mă, ce somonul n-are piele? E piele de somon, bă, ce vrei? Bă, dar cum ai făcut, mă, să-l vezi? Am văzut la domnul Trescu. Clar, văzător, omul. Asta e starterul, hai să vedem ce-i cu el. Starter, crevete? Da, mă, dar dacă pui... Avocado. Uite, nu mai e pielea crocantă dacă ai pus avocado pe el. A folosit-o pe post de cruton. Da. Da, mă așteptam să fie crocantă. Câți oameni crezi că avem în spatele acestei farfurii? Ceva din prima farfurie, doar ce-a mai rămas pe pielea de la somon. S-a terminat toată farfuria, fie. Și toată farfuria? Ai mâncat tot. Tot ce? Cât mai jurizezi? Ai mâncat tot avocado ăla. Uite, bă, avocado, că a luat de două dimensi. Ți-a fost puțin, ce să zic. Nu am să mănânc, că n-am mâncat miel cu sweet chili, n-am mâncat. E foarte bun. Avem doi oameni în spate. Doi? Da, doi. Zici tu? Da, doi. Da. Facă doi, că-s grease, otm. Sau soție. Soția a gătit mielul. Păi și înseamnă că copilul a făcut... Deci avem trei oameni în spate. Trei oameni, da. Sau trei personalități distincte, gastronomice, în același loc. Eu cred că e așa, fii atent. Yeah. Soțul, soția și soacra soțului. Soacra soțului. Soacra soțului. Mama soției. Edita mai războiul în casă. Păi și noi pe cine votăm?
Pe nu soacră, știu. Ca să nu se supere soacră. Dai seama. Ce moment greu, cel mai greu moment aici. Aia m-aș fi bucurat să se concentreze la o singură farfurie și să facă ce trebuie. Sam, deschide-te. Bună ziua, șef. Salut. Salut. Mă numesc Baranga Răzvan Norocel, am 37 Norocel? De ani. Da. Cum e Norocel? Norocel. Norocel, așa sunt botezat, așa mă cheam buletin. Și sunt bucătar de 7 luni. Și ai gătit 3 feluri de mâncare? Da. Și ce ai făcut până acum? Când ești copil, te uiți la câte un film și zici vreau să fiu doctor, vreau să fiu mecanic, vreau să fiu fotbalist. Eu am să fiu gangster. Am fost arestat 37 de ori în total. De câte ori? De câte ori? Dar când ai avut timp? În 37 de ani, măcar au dat pan și toți ani miri, nu? Păi și tu ai fost primul la un an, la doi, la trei, la ziua ta, tararata, la puștere. Cum stai un pic, dar Norocel nu ți-a purtat numele ăsta, nu ți-a purtat noroc aici, deloc? Cred că mi-a purtat noroc. Norocel? Da. Ăla de fugă, n-ai auzit? Da, și cu bidonul ăsta după mine, nu cred că poți să alerg așa tare, nu? Nu știu, când erai mai tânăr, da, și pentru... atunci l-aveam. Dar da, pentru ce ai fost arestat? Pentru diferite infracțiuni. Ia, să ne numărăm, că de 37 de ori nu cred că... Furt, tâlhării, trafic, consum, posesii și consum. Și a fost vreuna așa pe degeaba? Am fost condamnat de două ori pe degeaba. De două ori a fost degeaba? De două ori am fost doar condamnat de două ori pe degeaba. Am fost condamnat. În rest de 35 de ori am fost arestat gen pentru 24 de ori și atât. A, păi și stai mă, Jafar Mat, cum adică? Ce-ai făcut la Jafar Mat? Nu știu dacă ați auzit de metoda Maradona. Speciale. Nu știu dacă ați auzit de metoda Maradona vreodată. Așa. Eram în Anglia și ne deghizam în polițiști, opream diferite persoane, în general alți infractori, și ne posedam de bunuri. Stai un pic, voi furați de la hoți? Da. Păi și cu ce vorbea așa ca poliția engleză? Ra, 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 ra. Destul de bine, da, vorbesc destul de bine engleză. Și era și o chestie unii doar de secundă, atât. Poliția, stai, nu mișca, pune-te jos, dăm ce-mi trebuie. Deci toate faptele le-ai în Anglia? Majoritatea din ele, da. Dar cum ai ajuns în Anglia? De când am făcut 20 de ani, m-am eliberat din primul mandat și am considerat că mai bine plec. Stai, un pic, da. Deci cum? Ai făcut 20 de ani? Am făcut o faptă când aveam 17-18 ani, m-am judecat 2 ani. La vârsta de 20 am fost arestat pentru ea. Uh-huh. A trebuit să-mi petrec următorii 2 ani în cadrul penitenciarului Brăila. Pentru mine a fost o lecție bună de viață. Am învățat să înțeleg oamenii, am învățat să-i ascult, am învățat când unul manifestă un interes, am învățat să domin oameni foarte ușor. Știți, când mergi prima dată la închisoare, toată lumea crede că te reeduci. Nu te reeduci. Încerci să asculți tot felul de variante, mai ales dacă ești tânăr, și cauți una să o perfecționezi pentru următoarea infracțiune, nu să-i reeduc nimeni. Doamne ferească, Sfântul! Nu ai cum să te reeduci într-o cameră cu 100 de infractori care să gândesc doar la infracțiuni. Da, n-ai nicio șansă. Îi asculți pe toți și eu îi pot cea mai bună. Și mi s-a părut cea mai bună traficul de droguri ușoare. Și când m-am eliberat, de asta m-am apucat. Și am avut un magazin de ăsta de spice-uri. A, de legale, de alea? Da. Sau... Am avut al cincilea magazin din România autorizat la 26 de ani. Făceam cam 3-400 de milioane profit pe zi. Bani mulți pentru mâna unui copil, pus periculos rău. S-a întâmplat cam până în 2010. În 2010 au dispărut, au închis magazinele și clar ne-am întors la iarbă și hașiș. Am plecat inițial în Maroc. Maroc? Da. La sursă, ca să și-a marfă mai ieftină. Da, așa. Ca să eliminăm transportul. Ok. Am întâlnit un băiat, un arab, care întâmplător avea o fermă de producții unde livra cam 200 de kg de hașiș pe zi. În perioada aia am stat cam 6-7 luni în Maroc, aproape undeva de Tanger, la vreo 80 de kilometri, pe o colină, unde, indiferent unde mă uitam, erau câmpuri cu marihuana. N-am mai ajuns după aia în România de niciun fel, mă plimbam între Maroc și Spania, m-am plimbat cam timp de 7 luni. Deci tot trafic de... Nu mai făceam eu trafic direct, pentru că erau, veneau tot felul de oameni și vreau să-și cumpere marfă și nu aveau modalitatea transportului și i-am învățat să înghită marfa și eu doar îi căruțeam cu mașina. Da. Da. După care am plecat în Germania. În Germania am cunoscut-o pe soția mea, m-am usurat, am încercat tot timpul să ajungem cumva și polinia de plutire, dar banii erau foarte, foarte buni.
Am câștigat bani din orice prostii pe pământul ăsta până acum. Înainte să plec în moară, că aveam 26-27 de ani, am fost închisat 2 ore și am stat tot 2 ani pentru trafic de droguri. 2 ani ăștia care am petrecut a 2 ore în închisoare, chiar m-au făcut să mă gândesc așa puțin la viață. Dar totuși ajungi într-un punct în care produci foarte mulți bani deodată, te înveți cu un stil de viață și cu un trai, să nu ai nicio problemă, să nu te gândești niciodată ce fac mâine sau poimâine. Am spus că nu o să am un job normal, niciodată în viața mea. Ai muncit vreodată? Acum muncesc, de 7-8 luni este. Muncesc zilnic, dar nu așa. Dar ce a fost cu tine? De muncă? Ce s-a întâmplat? În Anglia am fost arestat și eu și soția mea. Oh. Păi și ea ce făcea? Ea n-a făcut nimic, gen... Era cu el? N-a fost nici cu mine. A avut un fir de păr într-una dintre mașinile cu care am fost noi la treabă și în altul a rămas un șiret la o mască. Asta și a luat ADN-ul. Și a luat ADN-ul, da. Nu era o persoană credincioasă, dar am zis că dacă ne dă drum, promit că nu mai comit niciodată nicio infracțiune, nu mai fur un cap de ață, indiferent cât de ușor ar fi, indiferent cât de bani mulți ar fi la mijloc, nu am să mai comit niciodată nicio infracțiune. Și ne-a ascultat Dumnezeu și ne-am eliberat amândoi, dar în schimbul promisiunii că am zis eu că n-am să mai fac niciodată nimic rău. Și m-am făcut bucătar. Am făcut un curs. M-am angajat direct șef bucătar la un prieten de-a meu la piscină. Serios. Direct șef bucătar, adică... Am făcut un meniu din prima. L-am stabilit, am făcut tot ce trebuia. În primul ziua deschiderii am avut 200 de invitați. Oh. Și am servit a la carte, adică... N-am avut niciun stres. Cât timp te mai vezi în bucătărie până cât la prima infacțiune? Nu mai, acum nu. Nu, am avut-o, că am ocazia zilnic, gen, sau nu știu, mi se propune o oportunitate de gen, o refuz în permanență, nu. Chiar tu mă țin de promisiunile mele și nu... Sper să reziști tentației, știi? Nu prea mă tentez, nu prea cu ce să mă tentezi, spre exemplu. Da? Da, banii nu prea sunt importanți așa pentru mine. Nu că am strâns vreo mare avere, că clar, o strângi pentru moment, o mă trășești în atât. În viață nu totul este despre bani. Nu mă duceam tot timpul la furat pentru bani sau n-am comis tot timpul o infracțiune doar pentru bani. Unii vor faimă, alții vor putere, unora le place adrenalina. Mie îmi plăceau toate la un loc. Din lumea mea, ca să ajungi într-un lumea unui om normal, e foarte greu. Nu poți să te adaptezi, nu poți. Orice nevoie ai, să întinzi mâna, să iei ceva de undeva care nu e a tău. Am și eu lipsuri, dar depășesc momentul ăsta dacă mi se pare nervos orice fac, orice trăire rea am, mă duc și gătesc ceva și îmi trece. Păi, și acum ai fost foarte nervos făcând 3 farfurii, nu? Emoționat, probabil. Da. Deci, la emoții gătești. Am să arăt eu primul. Mi-a plăcut chestia cu avocado și cu pila de somon. Da. Crevetele un pic am pregătit. Iar aici mielul cu sui chili pentru mine nu e altfel de sos, altfel de... ok. Ce te rog, dacă vrei să faci treaba asta, pune mâna și iau de la zero ca lumea. Ce apreciez eu foarte mult la tine este capacitatea de muncă. Ai muncit foarte mult, ai 3 farfurii într-o oră. Cel mai și cel mai mult mi-a plăcut zavaionul. Mulțumesc, șef. Asta este senzațional. Ah, te-ai mișcat bine, da. Foarte bine te-ai mișcat. Astăzi, la amulete, eu am gătit ceva cu pielea de pește. N-am avut somon, am avut altceva. Mielul meu e bine făcut, crevetele la acis de ceaba, Dumnezeu să-l ierte. Ușor. Să nu-mi face ce... Mulțumesc, șef. Și dacă vreodată, rămâi pe stradă și n-ai servici, caută-mă. Norocel! Dai, cade ceva. Vedem în buchet, norocel. Felicitări. Mulțumesc. Putem să ne facem o selfie? Mi-a înțeles, norocel. Gata. Ai și plăsit. Asta e important. Mulțumesc mult. Am uitat să te întrebăm din ce echipă ai vrea să faci parte dacă mergi mai departe. La domnul Cătălin. Da. A, bravo. A, e bine. Stați că poate să faci doar. Salut. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.